Serviciul Județean de Ambulanță Olt se pregătește pentru perioada sărbătorilor de iarnă. S-a decis suplimentarea numărului de echipaje medicale în tot județul, întrucât în aceste zile se așteaptă o creștere a numărului de solicitări la 112. Astfel, de Crăciun și în noaptea dintre ani vor fi la datorie mai multe cadre medicale decât în zilele obișnuite. Ca de fiecare dată în preajma sărbătorilor de Paște și de Crăciun, anul nou, noi suplimentăm în jur de 30% numărul de echipaje. Asta înseamnă că dacă zilnic pe 12 ore lucrăm cam cu 23-25 de echipaje, în perioada sărbătorilor acestea vor ajunge undeva la 32-35, plus că rămân echipaje consemnate la domiciliu pentru anume situații de urgență. Anul trecut, în prima și în cea de-a doua zi de Crăciun, peste 300 de olteni au chemat salvarea, mulți dintre ei după ce au mâncat sau au băut prea mult.